Cine a avut ocazia să treacă prin parcul din zona Poștă a putut observa că se lucrează de zor. Oamenii privesc cu speranță și doresc ca la final zona să arate impecabil. Încă de la sfârșitul anului trecut ne-am propus să reabilităm două zone verzi din Megidia. E vorba de parcul de la Poștă și de parcul din fața Muzeului de Artă. Dacă pentru parcul de la Poștă reabilităm instalații de iluminat și aleile cu pavaj, în zona de la muzeu vom reabilita zona de pavaje și vom planta spații verzi. Cu toate că este situat în zona centrală, parcul nu a mai fost reabilitat de mulți ani. Băncile distruse și lipsa iluminatului public strâneau nemulțumiri în rândul cetățenilor. Trebuia să fie cât de cât mai curat, era foarte murdar, nu puteai, adică în tot timpul când veneai, vedeai oameni din ăștia care bea așa, cât de cât dacă e, trebuie să fie curat, să fie luminat, ca să poată să... Că altfel degeaba avem parcuri, avem ăsta, dacă nu este curat, nu e băturat, nu e... Să se facă ca e pentru tineret. Eu cred că era nevoie. Autoritățile locale promit că parcul va reprezenta unul dintre punctele de atracție, iar oamenii se vor putea bucura de o oază de verdeață în centrul orașului.